Crede-mă că odată ajuns la stadion, pe mine m-a îngrijorat mai mult ceea ce am văzut. Și n-am putut să mă gândesc prea mult la ceea ce se va întâmpla în clasament după această partidă. Într-adevăr, e extrem de important ce vom face în această seară, dar înainte de toate trebuie să fim realiști și să fim conștienți de faptul că acest teren chiar este un pericol, pentru că avem încă foarte multe meciuri de jucat de acum încolo și, încă o dată repet, sper ca jucătorii să iasă integri, să nu pățească ceva în această seară. Este clar că va fi un meci de luptă. Nici nu poate să fie altceva pe acest teren. L-ați adus înapoi pe Bordeanu. Despre jucătorii care vor veni la echipă, cu siguranță veți afla în momentul când îi vom prezenta oficial. Așa cum am obișnuit până acum, cu siguranță că acest lucru va fi prezentat pe canalele noastre de comunicare pe care le folosim în acest moment. Da, mai negociați cu alt jucător, măcar acest lucru puteți să-mi spuneți. Repet, când va fi ceva oficial, cu siguranță că veți afla. Cât de mult contează pentru moralul CFR-ului să treacă de FCSB? Mi-aduc aminte când a preluat Edi Iordănescu, echipa nu se afla pe o poziție. A recuperat foarte mult, pentru că am avut puncte de recuperat. Cred eu că în acest moment tot ceea ce se va întâmpla depinde de noi și eu sper ca următoarele meciuri să ne aducă acolo pe primul loc, unde ne este locul. Da, l-am auzit pe Marius Bilașco. E ceva să zici că mai puțin contează să treci pe prima poziție și mai important este să ieși întreg de pe teren, dacă acum arată acum. Uitați-vă la imaginea asta de ansamblu. Nu, ce este important este că Marius Bilașco de acolo, de pe teren, confirmă ceea ce am spus noi aici. Deci, se pare că lucrurile nu stau așa cum trebuie la Botoșani. Iulian, te-ai băgat acolo, pe terenul. Ce să faci? Nu poți să te dai la o parte. Asta e meserie. Păi da, dar în același timp poate să apară accidentările. Trebuie să schimbi crampoane sau ce trebuie să ai grijă? Trebuie să spui crampoane mai ascuțite ca să te ții peste tot pe picioare, că aha, la un moment dat aluneci. Trebuie unele mai așa, mai înțepate așa, cum e vârful de creion. Am înțeles. Dar așa trebuie să lase și arbitru. Trebuie să te lase și arbitru. Pui chetele la margine, le schimbi repede, știi cum ieși cu unele de gumă, se mai găsesc, mai pui bandă izoler pe crampoane, hai, costele, că și tu, și după pe tine te mai păcăleau înainte. Și după aia faci cruci mari. Ar trebui arbitrii să spună la un moment dat stop, nu porni meciul, văzând un gazon de genul ăstuia? Sau trebuie să fie mult mai grav de atât pentru a se ajunge în situația de a nu porni meciul? Arbitrii nu pot decât să respecte regulamentul, să constate dacă terenul este regulamentar sau neregulamentar sau practicabil și mai impracticabil. Din ce vedem aici, terenul este și practicabil și regulamentar. Ce înseamnă? Pentru că tot tu spui că pui în pericol sănătatea fotbaliștilor. Deci dacă pui în pericol sănătatea fotbaliștilor, de ce spunem despre el că este practicabil și că este că e ok? Este practicabil pentru că nu este înghețat 100%, are porțiuni, dar se pare că am văzut cum jucătorii merg, dar are porțiuni în care este înghețat. Asta este pentru că este practicabil. Este mingea sare. De exemplu, nu putem să comparăm terenul ăsta cum a fost ăla la Târgu Mureș acum 3 sau 4 ani, nu? Da? Da, da. Dar episodul ăla de la Târgu Mureș a existat pentru... Deci a existat episodul ăla, dar ideea a fost după ce i-am văzut pe oamenii a venit cu solni, cu paia de sare, ții minte că era cu punga, era cu cutia. Terenul și-a revenit gazul, nu s-a ars tot jumătate de an sau nu știu, vreo 7 luni, abia după aia și-a revenit. Deci țineți minte, da? Era cu aia, cutia de sare, de sare odată, da? Și era unul dintre... ideea era să nu mai vezi așa ceva după episodul ăla. Bun. Deci ce nu constatăm, s-a ajuns câțiva ani mai târziu să fie tot gazon cu gheață, tot cu... Noi constatăm de aici, să dea Dumnezeu să greșim noi, că acest teren nu a fost încălzit ultimele 2-3 zile. Asta se vede și sunt convins că este așa. E minunat. Haideți să vedem ce spune Croitorul. Bună seara, Marius. Săptămâna infernală pentru voi. 2 meciuri în campionat, unul în Cupa României.
în această seară întâlniți campioana, terenul este destul de greu. Nu seara, și credeți că numai pentru FC Botoșani? Pentru toată lumea, toate echipele sunt meciuri infernale, fiecare meci are importanța lui și specificul lui. Astăzi jucăm cu campioana ultimilor 3 ani, din păcate, vedeți dumneavoastră, suprafața nu ne ajută deloc. Din păcate, cred că această echipă minunată, mă refer aici în special la noi, merita mai multă atenție. Și mă refer la suprafața de joc. Va fi meci de bătaie în acest sezon, nu se poate construi. Va fi un meci care nu ne caracterizează. Profilul jucătorului nostru nu este acela de bătaie. Iar cei care se ocupă de lucrurile astea ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Din păcate, vedem că ne comportăm la fel ca alții. Primul meci fără Haruț. Nu, este al doilea meci fără Haruț, titular. Primul meci a fost la Chindia, acum este deloc fără el. Îi urez în primul rând sănătate, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru clubul nostru. Îi doresc sănătate și să-și atingă, eu știu, să-și împlinească toate visele alături de echipa la care este acum. Și de ce nu în viitor apropiat să-l vedem probabil și la Naționala Mare, pentru că are potențial mare. Da, ați văzut, croitorul la rândul lui spune că e nemulțumit. E foarte bine că e nemulțumit, dar clubul pe care aparține nu face foarte multe lucruri ca să îmbunătățească starea terenului. Așa arată 11-le CFR-ului, cu Gâdea, care probabil nu știu cât timp va petrece pe teren. Sunt foarte, da, foarte curios. Dacă, probabil că va fi primul schimbat, nu? Da. Îmi imaginez. Și în, 5 schimbări. Așa, și hai să vedem și 11-le Botoșanului. Da, 11-le CFR-ului. Arată bine tot. Da, arată foarte bine. Și în 11-le Botoșanului, un jucător care probabil va fi sacrificat repede, mă gândesc la Caia. Da, probabil că va fi prima schimbare. Fără Haruț, Iulian Miu, Kindri Șeroni. E o pierdere, dar n-ai ce să faci. Când iei bani frumoși pe un jucător și din asta trăiești, trebuie să-i dai drumul. Dar păcat că puteau să dea drumul, dacă știau că l-au vândut, puteau să dea drumul de vreo 2 săptămâni sau de când o săptămână, să dea drumul la căldură sau să dea drumul la instalația aia. Că au bani acum, nu? Meci cu miza aici la Botoșani, cât de mult va conta starea terenului și vremea? Bună seara! Pentru noi sunt toate meciurile cu miză și miza importantă, pentru că cel puțin de când am venit eu la echipă am fost într-o urmărire totală a contracandidatelor care erau la distanțe semnificative și orice pas greșit al nostru poate să cântărească extrem de mult în economia finală a campionatului. Din nou un meci foarte greu pentru noi și ne pune în gardă adversarul, care este unul foarte valoros al competiției, cu multă calitate individuală, care acasă are forță de joc și nu numai acasă, care are nevoie la fel de puncte foarte multe pentru a prinde play-off-ul și sunt sigur că va avea o atitudine foarte, foarte puternică pentru ei și la fel de tare ne pune în gardă terenul, care din punctul meu de vedere este impracticabil. Adică în seara asta va fi o luptă surdă, șansă, predispoziție pentru accidentări, e în detrimentul fotbalului. Asta e, să vedem cum putem să ne adaptăm. Cu toate acestea, cu un eventual succes, treceți pe primul loc. Dacă îmi spuneați asta în ultima etapă, probabil că aveați un răspuns din partea mea. În momentul de față am venit după puncte. Contextul e în așa fel încât putem să ajungem pe primul loc, dar este sigur o situație temporare care nu ne garantează nimic. Faptul că putem să construim un moment bun pentru noi și să pregătim cu un alt spirit perioada care urmează și jocurile care urmează, da, poate să conteze, dar nimic mai mult.